În continuare vom discuta despre piețele valutare și vom începe cu Euro-USD. Um, Euro, care vedem că a traversat o perioadă de, de ezitare în timpul sesiunii de, de ieri. Um, Moneda a încercat să se stabilizeze undeva în apropierea nivelului de la 1.18. Vedem acest prag de, de susținere la 1.18.074, iar de fiecare dată, chiar dacă vedem că la un moment dat a avut loc o spargere descendentă și prețul părea să se distanțeze, vedem că destul de rapid cumpărătorii de euro au reacționat și au readus prețul deasupra acelui prag de la 1.18. La momentul actual vedem aceeași tendință de despargere și mai mult asistăm la testarea mediei mobile de 200 de, de perioade. Prin urmare, este posibil să vedem o reacție din partea cumpărătorilor care să încerce din nou să readucă prețul deasupra acelui nivel. Rămâne de văzut totuși dacă atitudinea investitorilor se va schimba. De ce spunem acest lucru? Pentru că este foarte important dacă atenția și interesul acestora se va reorienta dinspre SUA, având în vedere că s-au încheiat, s-au încheiat alegerile prezidențiale, vedem că și acest subiect referitor la vaccin tinde să să se tempereze cel puțin efectele sale pe, pe termen scurt, iar în acest context, investitorii s-ar putea orienta către Banca Centrală Europeană. De ce? Pentru că așteptările sugerează posibilitatea ca instituția să ia anumite decizii de, de susținere a economiei în cadrul următoarei întâlniri. Iar în acest context. Am putea să asistăm la uh, modificări și la ajustări la nivelul monedei unice europene. Uh, în momentul în care astfel de informații ar putea să fie incluse în preț. Prin urmare, noi. Măsuri de stimulare de natură monetară din partea băncii centrale europene nu ar însemna altceva decât o slăbire a euro, motiv pentru care ne-am putea aștepta la o tendință corectivă, dar în același timp nici dolarul nu este în întocmai cel mai, cel mai solid pentru moment, iar o uh, informație pozitivă referitoare la pachetul de uh, stimulente din SUA ar putea să ofere și aici motive de, de scădere. În contextul actual, pe termen scurt, 1.18 rămâne un nivel important de urmărit, iar o spargere definitivă acestuia ar putea să uh, ducă la o ușoară tenință de ajustare. Următorul nivel de urmărit ar fi la 1.17. 726, urmat de 1, 17, 200. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta vedem că a reușit să-și extindă avansul. Astfel a depășit zona de rezistență de la 1.3250-1.3260, dar trebuie și aici să tragem câteva semnale de, de alarmă. În primul rând, subiectul referitor la Brexit rămâne în continuare în centrul atenției, dar, pentru moment, traderii par să fie destul de optimiști cu privire la, la, acest, la acest subiect. Totuși, Având în vedere nivelurile foarte ridicate atinse de către Lira stelină, vedem că aceste niveluri nu au mai fost atinse din, de la începutul lunii septembrie. Potențialul corectiv nu, nu, nu poate fi exclus. Iar în acest context am putea să discutăm chiar despre o tendință de revenire către zona 1.30. 131 care vedem că în trecut s-a dovedit a fi un nivel de susținere destul de interesant. Totuși, o tendință de extindere a acestei, acestei secvențe ar putea să ducă prețul la niveluri mai ridicate, având în vedere că nu a vedem o rezistență în, în imediată apropiere a pragului actual de, de evoluție. Astfel, zona de la aproximativ 1.33.50 și s-ar putea dovedi a fi un nivel destul de interesant de urmărit. Dacă vorbim despre ienul japonez, acesta rămâne în apropierea minimelor din ultimele 3 săptămâni. Astfel, vorbim despre uh, cele mai scăzute niveluri din de undeva de la sfârșitul lunii, de la sfârșitul lunii octombrie. Mai mult, în prima fază am asistat și la testarea nivelului de rezistență de la 105-600, dar acesta s-a dovedit a fi un prag important, un prag care ar necesita mai multă încredere pentru a fi depășit. În continuare, Asistăm la o nouă secvență ascendentă din partea, din partea cumpărătorilor de, de dolar, care ar putea încerca din nou să testeze zona 105-600 și ar putea să încerce o spargere. Totuși, în trecut, această barieră s-a dovedit a fi un prag important care a determinat mai multe spargeri false, ce au dus fie la corecții, fie la mișcări laterale în apropierea zonei menționate anterior. Prin urmare, Situația ar putea să ar putea să, să se repete și în momentul, în momentul actual. Totuși, trebuie menționat faptul că dolarul deși tinde să piardă teren în raport cu monedele emergente, investitorii considerând că acestea oferă randamente mai mai atractive în momentul de față și reprezintă oportunități mai bune. Moneda americană se poziționează bine în raport cu uh, alte valute de refugiu, precum yen, uh, precum ienul japonez sau francul elvețian. Din acest motiv, este posibil să asistăm la mai multe încercări de spargere a zonei de la 105-600 și uh, cumpărătorii să, um, să fie mai. Uh, să fie mai. Determinați să depășească această barieră. Prin urmare, acest nivel ar trebui să fie urmărit în următoarea perioadă.